Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În acest episod o să fiu adoptată de o familie foarte, foarte drăguță, dar această familie nu e ceea ce pare. Familia asta e o familie de vampiri! Dacă vreți să vedeți cum o să fie acest episod și să ne distrăm împreună, nu uitați să vă abonați, să dați un mare like pentru mine, subscribe, clopoțel și, bineînțeles, să înceapă distracția! Mami, mami, mă bucur că ai venit! Mami, m-am distrat atât de tare cu bona mea Lucia! E atât de drăguță și de cum se cade cu mine, mami! Mami, mulțumesc foarte mult că mi-ai luat o bonă atât de drăguță! Cum s-a comportat Foxy cât am fost plecați? Foarte bine, foarte bine! Aveți o fată adorabilă, a fost cu minte... Și mi-ar plăcea să fiu bună din nou dacă mai aveți nevoie, bineînțeles. Tati, tati, te rog frumos, te rog frumos. O iubesc pe Lucia, e atât de drăguță cu mine, îmi dă dulciuri, vorbește frumos, se joacă cu păpușile cu mine. Te rog, tati, te rog frumos, poate să mai vină Lucia să aibă grijă de mine, te rog. Ei bine, Lucia, dacă fiica noastră te place așa mult, mi-ar face mare plăcere să te avem ca și bonă din nou. Super, atunci ne vedem data viitoare. Bine, Lucia, ne vedem data viitoare. În sfârșit am plecat de la fetița asta, Foxy. Wow, ce soare e afară. Uai, ce puternic este, mi-intră soarele ăsta în ochi. Stai să-mi pui și eu niște ochelari de soare, că mă arde soarele ăsta. Mult mai bine așa, altă treabă. Uau, cam prostită și pe fetița asta să mă placă. Habar nu are ce o așteaptă. Ia să mă duc eu până acasă să le dau o veste excelentă părinților mei. Oh, că m-am băgat în zid. Așa cum ziceam, mă duc la părinții mei. Mamă, mamă, sunt acasă, mamă, 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 tată, tată, mamă, ce faceți acolo, mamă? Mamă, te poți opri un pic din mâncat, mamă, tată, am o veste grozavă pentru voi, am găsit următoarea victimă. Mamă, te rog, oprește-te și uită-te puțin la mine să povestesc cu tine. Mamă! Lucia, ai venit acasă cu vești bune? Da, mamă, am găsit următoarea victimă, dar avem nevoie să-i eliminăm părinții. Ce să facem de data asta? Dragule, te poți opri din mâncatul fiului nostru și să vii aici să ne ajuți? Bine că ai venit! Bine! Ce-ar fi să moară într-un accident de mașină? Ne, asta i-am făcut și la ultimul, părinte. Atunci hai să-i otrăvim. Nu știu ce să zic, plictisitor. Știi ce? M-am gândit eu. Hai să-i încetiem casa. Ce veste bună, mamă, îmi place ideea ta. Așa-i, tati? Îți place de ideea lui mami? Da, era mai bună a mea. Nu știu ce să zic, eu merg pe mâna lui mami. Mami are dreptate întotdeauna. Da, dragă mea, bravo ție, deci așa să facem. După ce Foxy pleacă la școală, noi o să mergem acasă la părinții ei ca să scăpăm de părinții ei. Da, mamă, dar de unde știai că pe următoarea noastră victimă o cheamă Foxy? Dragă mea, sunt vampir, eu știu orice. Normal. Deci, după ce pleacă Foxy la școală și părinții ei rămân singuri în casă, eu și tatăl tău o să mergem să-i ardem casa împreună cu părinții ei. Și atunci Foxy o să rămână singură și vai de capul ei. Și cineva va trebui să o adopte. Și atunci intervii tu, draga mea, Lucia, te duci și...
și sari în ajutor. Te oferi să o aduci la noi acasă, pentru că nu are unde să doarmă. Excelentă idee, mami! Abia aștept să mâncăm, că mi-e așa foame! Bine, dragă! Hai să mergem! Am primit un telefon la școală! Nu vine să cred! Părinții mei nu mai sunt! S-a întâmplat ceva teribil acasă! A luat foc casa și părinții mei erau înăuntru! Ce mă fac? Nu am casă! Nu am unde să locuiesc! Oh my god, Foxy, ce ai pățit? Lucia, au murit părinții mei. Vai, de cum am auzit, am venit să văd ce faci, te simți bine? Nu prea bine, nu am unde să dorm, presupun că o să dorm pe stradă. Oh, dar nu, nici de cum nu o să se întâmple asta. Uite, Foxy, dacă vrei, poți să vii și să locuiești cu familia mea. Să nu dormi pe stradă, ce zici? Wow, ar fi așa de tare! Mulțumesc, Lucia, mulțumesc că mă lași să dorm la tine. Bine, hai să mergem, vino, hai că stau aproape. Mulțumesc mult, ești cea mai tare, te iubesc! Da, da, și eu te iubesc, hai, intră aici, aici înăuntru. Hai că părinții mei sunt înăuntru și o să-i cunoști. Uite, el e tata și ea e mama. Ea e Foxy. Îmi pare bine, mama lui Lucia și tatăl lui Lucia. Îmi pare foarte bine. Dar de ce arătați așa creepy? Nu, așa mai arată ei. Nu prea stau la soare. Foarte amuzant. Mă bucur foarte mult că mă primiți la voi acasă. Deci, mamă, cum vă ziceam, ea este Foxy, fetița la care eram eu bună. Dar s-a întâmplat ceva foarte tragic și părinții ei au murit în casă în timp ce ardea. Și mă bucur că mamă și tată că sunteți de acord să stea Foxy la noi. Ea e foarte, foarte fericită. Săraca fetiță, sigur că poți sta la noi. O să te mâncăm, pardon, am vrut să zic că o să te tratăm foarte bine. No, bine, când adoarme de seară, eu și cu tine mergem să-i bem sângele. No, hai că mor de foame. No, bun, ăsta e planul. Dă-mi și mie hârtia aia igienică dacă tot veni vorba. Iu! No, hai că mor de foame, s-a întunecat. Hai pe ea să o mâncăm. Haide, haide că hai că vin mai încet, vin mai încet. Mă apuc. Hei, mami, tati, ce faceți aici? Cu draga noastră, am venit să zicem noapte bună. Ua, ce drăguț din partea voastră, chiar sunteți niște părinți super, super mișto. Dragule, oare cine sună la ușă? Cine poate fi la ora asta? Habar n-am, hai să mergem să vedem. Cine e la ușă? Cine ești tu? Ce cauza noi acasă? Nu prea,
Nu cred, nu... Bine, să zicem. Nu putem să o lăsăm pe prietena ei să doarmă aici. Adică, cum o mai mâncăm pe Foxy? Mor de foame! Am citit un articol cum că copiii, dacă sunt fericiți, o să aibă sângele mai dulce. Mai știi tu ultimul copil mâncat? Avea gust de sos nașpa! Da, era foarte stresat, dar dacă o lăsăm pe Foxy să se distreze cu prietena ei, o să fie mult mai gustoasă. Niami! Vă distrați? Sper că vă distrați! Da, mulțumesc, mami și tati, sunteți chiar foarte tari! Atât am râs cu prietena mea! Mă bucur că ați lăsat-o să doarmă la mine! Mulțumesc! Da, sigur! Acum pune-te să dormi odată! Dacă te-am distrat, acum pune-te să dormi! Da, încă nu mi-e somn! Vreau să mă mai uit la desene! Ah, ce mult ia să doarmă! Zici și tu de nu! Da! Oh my God, Foxy! Nu vine să cred! Părinții tăi nu sunt morți! Acum am citit o știre și părinții tăi trăiesc! Da, părinții mei trăiesc! Oh my God! Mulțumesc, tata și mama de adopție! Mă duc să vă părinții! Pa, pa! V-am pupat! Pa, pa! Mama, tata, am venit acasă! Sper că n-ați mâncat-o pe Foxy toată! Sper că mi-ați lăsat și mie o bucățică! Hei, unde este? Nu-mi ziceți că ați mâncat-o fără mine! Eu mă chinui să aduc victime și voi mâncați tot și nimic nu-mi lăsați! Ce naiba? N-am mâncat pe nimeni! Ci că sunt vii părinții ei și n-au murit! Cum adică, dragule? Tu când ai incendiat casa, n-ai verificat dacă-s părinții ei în casă? Logic că nu! Vai de capul nostru, o să flămânzim în seara asta! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat. Nu uitați să vă abonați, să dați mare like, subscribe, clopoțel, toate cele bune și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Pa, pa! Bye!